și bine v-am găsit la proful online cu exerciții de matematică. Bună seara! Bună seara! Da. 2 întregi și 1 pe 3. 2 întregi și 1 pe 3. Plus 2 întregi și 1 pe 3. Paranteză rotundă. Tot într-o paranteză. Nu. Acum deschideți paranteză. Deschidem așa, zicem. Deschide paranteză. Da. 2 întregi și 1 pe 3. Da. Plus 2 întregi și 2 pe 3. Da. Ori x. Așa. Închide paranteza, e egal cu 3,3 în perioadă. 3 în perioadă. Bun. Repede, neapucat de lucru, echivalent cu, vorbește, cum dumneavoastră? 7 pe 3. 7 pe 3, da. 7 pe 3. Da. Pe lângă, da. 7 pe 3. Da. Plus 8 pe 3, 8 x pe 3. Așa. Egal cu 11 pe 3. 11 pe 3. Ai zis 3, e bine 33 supra 9? Da. Nu, 31 supra 9. 31 supra 9. Deci 31 supra 9. Da. Din ce motiv? Că am 3, partea întreagă. Și din 3 în perioadă facem 33 minus 3. Așa. Supra 9. 33 minus 3 supra 9, da? Adică 31 pe 9. 31 pe 9. Ca să-i convingem că este adevărat, hai să împărțim pe 31 la 9, să vedem dacă 3,3 în perioadă. Împărțim la 9 și egal cu 3. 3 ori 9, 27. 24. Așa. Virgulă. Da. Și 40 împărțit la 9 e 3. Adică 4. 4. 4. Vezi? 4, 9, 36. 4. 4. Iarăși. 4. Deci 4 în perioadă. 4 în perioadă. Deci nu e corect. Deci 33. Era 30, domnule profesor. Cum? Deci cum? Că era 33 minus 3. 30 supra 9, nu? Deci 30. 30, da. Deci de aceea trebuie să fim foarte exacti. Dar tu ai, când ai zis minus 3, cum ți-o dat ție 31? Cum? Ce 33 minus 3. Adică ai scăzut 1, te-ai gândit că scazi cifra din față, cred că sau 5 ani s-o fi. Ei, acum merge, nu? 3, 9, 27. Da. Așa, 30, 3 în perioadă. Da, deci, atenție multe că putem greși și ne costă asta. Deci cum să zicem acum? 30 pe 9. 30 pe 9. Și cât face 30 pe 9? 3,3 în perioadă. Bun, dar 30 pe 9 se mai simplifică asta? Nu. Nu? Nu? Pentru 3. Nu are cum din 3. Deci, ba da. Adică 10 pe 3. 10 pe 3. Așa. Eliminăm numitorii. Așa? Și deci, bine, 7 plus 7 pe lângă. Echivalent. 7 plus. Deci cum zici? 7 plus 7. 7 plus pe lângă. Așa. 7 plus 8x. 7 plus 8x. Egal cu 10. Așa, egal cu 10. 10. E sigur, nu? Da. Dar e corect. Deci nu în cap discuții. Sigur, sigur? Da. Știi, aș putea să las până la sfârșit și să vedem dacă verifică sau nu. Și atunci cine am convinge. Da. E comis o greșeală. Ia să văd unde. Observ, nu observ. Nu. Atunci, hai să, cum să faceți, paranteza rotundă, nu? Să vedem cum ajungem acolo. Deci, echivalent, nu mai grebim, că ai zis grebile în numitorii și nu m-am lăsat până la capăt, că o să vezi de ce. Deci, 7 pe 3 plus 7 pe 3, totul de înmulțit cu? Înmulțit cu 7 pe 3. O singură paranteză, numitorul comun este, o singură linifracție, numitorul 3, și vine 7 plus 8x egal cu 10 pe 3. Echivalent cu. Acum ce facem?
înmulțim. Înmulțim? Deci echivalent, cum zice, 7 pe 3. Plus. Plus. 3 plus. 78 de 49. Așa. Plus. Plus. 56. 6 viți. Totul supra. 3. 9. 9. 3. Da. Totul supra 9 egal cu 10 pe 3. Și acum ai înțeles? Da, mă. Greșeala? Păi, nu ai înțeles-o? Păi, dacă am același exponent. Aceeași numitoare. Aceeași numitoare. Da. Se tăiau. Adică erau egale toate fracțiile. Dar n-ai spus 7 plus 49 plus 56x. Păi, dar nu, dar eu am spus 7 pe 3 plus 7 pe 3, am spus 7 plus 7, ori 7 plus 8, în pana 8x, egal cu 10, pe asta 7 plus este același lucru? 49. Hai să zicem de desubt. Vrei să scrim așa? De desubt. Cum ai zis tu? 7 plus 7, ori 7 plus 8x, egal cu 10, da? Și este același lucru, să vedem. Am făcut o variantă asta, hai să continuăm aici, în varianta asta. Aici, corect, este să aducă aceeași numitoare, nu? Da. Deci trebuie să amplificăm și cât cu? 3. Și din aceea cu? 3. Și echivalent cu? 21 plus 49 plus 56x egal cu 30. Egal cu 30. 56. Egal cu 30, da? Da. Egal cu 30. 56 este egal cu... Dar din coace cât ar fi? În varianta 7 plus 49. 7 plus 49 plus 56x egal cu? 10. Nu. Este același lucru? Nu. Nu. Păi dar s-o asta era. S-au mulțit 3 ori 3. Deci trebuia să facem mulțirea, dragule. Și nu mai este același numitor. Dacă ar fost adunare aici, sau scădere, sau știu eu ce, a fost același numitor. Trei peste tot. Dar aici... Să mulțesc și iată, facem mulțirea, că așa de ordinea operațiilor. Nu? Asta a fost și capcana. Exact. Capcana, da. Exact pe care crezut acum. Da. Același numitor, trei numitor și sunt terminat. Încă nu ești convins. Ba, da, e clar, e clar, clar. E clar, clar, că e 3 ori 3, 9. Că restul ar fi fost tot la fel, da? Deci 49, 56. Dar nu știam să fac 3 ori 3. De unde știai tu? Păi cum se mulțesc? Matematica spune să faci asta. Ordinea efectuării operațiilor. Păi era în paranteză. Păi dar cum se mulțesc două fracții? Facem adunări, scrie, nu, facem mulțirea. Deci, am zis un singur numitor, am avut în paranteză, n-am avut treabă. Da. Am zis 49 plus 56 x pe aici și pe 3, 7 plus 8 x pe 3. Și acum eu trebuie să fac adunarea? Nu, fac mulțirea. Cum se mulțesc două fracții? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Nu ești convins. Cum nu fii convins? Nu înțeleg de ce n-am voie să iei dintre ei. Păi vine mulțiri întâi, Davide, și îți dă 9. Păi da. Și să 3 ori 3, 9. Și tu când ai eliminat pe 3, mai aveai, mai simțeai nevoie să amplificești cu 3? Nu. Nu. Că numitorul comun... Ar fost 3 peste tot, dar numitorul comun este 9 aici. În urma mulțirii. Că ordinea efectuării operații este asta, nu? Facem mulțirii și părțirii. Dacă ai făcut abstracție și nu aveai primul 7 pe 3, cum rezolvai 7 pe 3 ori paranteza aia? Eliminai și acolo? Nu înțeleg ce vreau. Dacă eu eliminam 3, nu era același lucru. Dar cum se elimine? Dacă este așa, ce este aici, ar trebui să fie identic cu asta. Nu? Atunci ești convins, dar trebuie să fie identic de sub mâna. Atunci ai stat un mixul de aici și trebuie mixul de sub mâna. Dar se vede că e egal cu 30 la egal cu 10, domnule. Și 21 și se vede clar că aici așa. E 21 față de 7, 30 față de 10. E clar că e alt rezultat. Deci insist pentru că eu, mă rog, am vrut să mă las pe mâna ta, da, dar mi-am zis, voi pierd timp. Exact. Și de ce am zis, hai să mă întorc, să-ți spun că s-a strecurat o greșeală. Deci cum să mulțesc două fracții? Numărători între ei și numitori între ei. Hai să mai vedem așa.
Mă iau un exemplu. 1 pe 2 plus 1 pe 2 ori 5 pe 2 egal cu plus sau minus, hai să zicem, minus 1 pe 3 egal cu x tot pe 3 ăsta, x pe 5 pe 2 aici. Da, 5 pe 2 egal cu x pe 2. Faptul că e 2 peste tot, e numitor, zici tu. Ah. Nu, dragule, care am înmulțit aici? E 2 ori 2, 4. Și trebuie să au aceeași numitor. Da? Deci este ce? Înmulțire, trebuie să o facem. O facem, păi și cum? Ea e prioritar în față de adunarea scădere. Da? Deci zicem 1 pe 2 plus 5 pe 4 minus 5 pe 2 egal cu x pe 2. Nu avem 2 peste tot. Nu avem 2. 4 numitorul comun. Numitorul comun peste tot, da? Pe la egalitate. Și atunci amplificăm aici cu 2, 2. Cu 2 și 2. Tot nu-i clar? Ba, da, e clar. Deci, vezi, trebuie să facem mulțime. Nu ne poți. Când știi tu că e peste tot, e același lucru, am eliminat. Dacă noi anumești scădere, într-o membru și celălaltul. Exact. Dacă ai mulțiri sau împărțiri sau pe acolo, trebuie să vezi și fi vorba, nu? Nu? Poate să nu fie paranteză. Poate să nu fie, da. Deci, pe ea trebuie să facă. Normal. Mulțiri și numitori și numărători. Da? Deci, am insistat pentru că... Trebuie să fie foarte clar. Așa ceva, nu avem voie să greșim. Este împotriva matematicii. Deci acolo, gata. Ai stricat tot și te sancționează urgent. Exact. Eu unul, chiar sunt foarte dur când văd așa ceva. Subliniez și nu mai corectez nimic încolo. Deci foarte dur. Am greșit ceva, n-am mulțit. Foarte grav este. Extraordinar de rezultatul este diferit. Da? Deci aici să terminăm. 21 și 49, 50, 60, dus de încolo minus 60. 70. Cum? Deci 50 cu 20, 70. 70. Minus 70 dus de încolo și fac minus 40. Da. Și adică 56, 56x egal cu minus 40. Da? 56x egal cu minus 40. Unde x va fi egal cu minus 40 pe 56? Da? X egal cu minus 40 supra 56. Mai simplificăm. Mai simplificăm printr-un cât? 2. Prin 2, dacă vedem ochiul, îi spun chiar prin 4 ar veni. Da. Ar veni minus 10 supra odată 16 pata. Și încă se mai poate simplifica printr-un 2 și face minus 5 pe 7. Deci rezultatul este minus 5 pe 7. Da? Minus 5 pe 7. Mă bucur că ne-am dus pe ieșitul ăsta. Deci vedeți, pentru că aici te certai cu oricine. Exact. Păi nu se poate. Deci ții minte. Ordinea fiitor operațiilor asta. Dar te-ai gândit de ce să faci întâi mulțirea? Și nu se face... De ce mulțirea și împărțirea și până adunarea scăderea? Asta e oștire. De unde vine asta? Cine a... O visat cineva? Cui? De ce s-a stabilit așa ordinea operațiilor? Nu înțeles. Da? Cine a am zis lui Mario într-una de zile. Dacă iau operații de grande și gradul doilea. Da? Acestea de l-a stabilit cineva. Care a fost motivul? Aș vrea să te gândești la asta. Așa, zic, operație grav, un tic, gradul doi, spun eu așa că e corect? Așa vreau eu? O, găsești explicații de ce? Nu. Uite, 2 plus 3 ori 5 este egal cu. În mod normal, face cât? Știi bine, 3 ori 5, 15 și cu 2, 17. Dacă vrem să traducem în mod clar ce înseamnă asta, 2
plus, dacă le executăm în ordinea în care apar așa, ar veni 2 plus 3 și pe urmă înmulțim cu 5. De 25. Ei, de ce trebuie să facem înmulțirea? Pentru că aici este de fapt o adunare. E de 3 ori câte 5. 5 plus 5 plus 5. Da? Și rezultatul este 15, cum îl vedem aici, 3 ori 5 scris concentrat. Și pe urmă punem pe 2. Dacă însă, zicem, 2 plus 3, 5 și ori 5, acum nu mai sunt. Sunt 5 ori 5, 5 deja. Deci 25. Rezultatul? Da, aici se face 17. Vezi? Ăsta e motivul pentru că aici, concentrat, în înmulțire, se află adunarea aceea repetată. Și fiindcă noi n-am scris-o repetată, și dacă am fi scris-o repetat așa 5 plus 5, aveam, puteam zice 12 cu 5, 17 cu 5, în ordinea care apar. Și duceam tot la 17. Facem așa pentru că, repet, este ascunsă operația asta de mulțire, de fapt e adunarea aceea repetată și de aceea îți facem întâi, nu la lui 2 punem 3 și facem 5 și pentru că e altceva. Deci ăsta e motivul, nu că cineva a stabilit așa, vin lui pe... Uite că știți ce? Mulțirile și împărțirile de ordinul 1 și pe urmă la adunări scădere de ordinul 2 și mai departe. Nu. Ăsta e motivul. Da. Hai să mai vedem un alt exercițiu. Tot așa îl dau. Și pe 5x minus 9 cu 2 și pe 6, pe x minus 6 tot cu 2, că aducem la același numitor. Deci vrei să fie același, care ar fi numitor ca să eliminăm? 4. 4 atunci? 6x plus... Dar de ce 6x? Dacă zici, vrei să fie, să eliminăm numitorul deodată, ai zis că e 4. Da. Și atunci, aici cu cât trebuie să amplific? Cu 2, cu 4. Cu 4. Deci toată asta cu 4. Aici cu 2, aici cu nimic, și fracția toată cu 2. Și atunci, ea devine echivalentă cu? 18x. 18, de ce e 18? 4, 3, 12. Da, 12. 12x plus? Plus 16. Așa? Minus 5x minus 10x. Deci 5x sau cât? 10x. 10x minus 18. Minus 18. Da. Egal cu 3x da. Plus 10 minus 2x minus 12. Minus 12. Ești convins că este bine? Nu. Nu ești convins. Era plus 18 și plus 12. De ce? Că am pus eu semn întrebări. Nu. Dar care e motivul? Păi să nu se schimbă când e minus 5x minus 9, devine plus. Dar cum înțelegi tu? De ce se schimbă semnul? Care e motivul? Ia trebuie să înțelegi, nu e mecanic. Deci trebuie să înțelegi de ce se schimbă semnul. Pentru că în fața fracției este minus. Da. Deci dacă în fracție este minus, se schimbă în plus. Dacă era afară... Dar de ce se schimbă? Care e motivul de se schimbă? Vreau să înțelegi în intimitate lucrurile, că dacă nu le înțelegem, e mecanic. Ți se cum se reții așa niște lucruri mecanici și pe urmă după aceea, altă dată nu-ți mai amintești, nu mai reții. Dragule, aici minus
înseamnă minus 1. Minus 1 înmulțit. Deci minus 1 înmulțit cu aceea de acolo. Cu tot ce este deasupra. Și minus 1 ori plus, minus ori plus, la înmulțire face minus. Iar minus ori minus la înmulțire face plus. Ăsta e motivul. Deci minus, înțelegi un minus 1. Așa vrea să mulțești cu toți termenii de acolo. Și de fapt, ăsta e motivul că pe cei cu plus îi transformă în minus, pe minus îi transformă în plus. Dar nu mecanic. Insist, vreau și pentru prietenii noștri care urmăresc, vreau să fie înțeles asta. Cu foarte multă siguranță. Deci aici e plus și plus și din face, da? Din motivele acelea care am spus. Și acum ce urmează? Echivalentul? 2x. Da, 2x. Plus 16 minus, minus plus 18. De ce minus plus? Plus, adică. De ce e minus plus? Păi așa era scrisă, fracția. Și plus mai mare, plus, adică bine. Un plus mai mare care să nu stai, stai că... Minus plus 18, 18 x minus 10 x. Da, e scăzut. Minus și rămas. Dar nu e nu aici, uite. Da. Și tu ai, tai, 12x minus 10x și am zis 2x, termine asemenea. Da. Și acum? 16 plus 18. De ce vezi minus plus că... 16 plus 18, atât tot, nu mă interesează, că de acum e greu este plus. Da? 16 plus 18, am clarificat că cu ce am discutat mai înainte. Acum 16 plus 18 face 34. Plus 34 este egal cu... x plus 22. 22. Echivalentul. Minus 34 și minus x. Adică? X. X egal, egal cu 12. Cu? 12. Cu? 22 minus? Minus 34. Minus 12. Minus 12. De fapt, cu minus 12. Ștept, mă-ți minus. Da? Deci 22 minus 34. Și să simt altul, te rog. 5x minus 6 supra 3. 5x minus 6, tot supra 3. Supra 3, da, minus 1 pe 2. Da. Ori, paranteză rotundă, 4x minus 7. 4x minus... Nu, fără 4, mic. Da, 4x minus 7. 7. Închezi paranteza. Da. Este egal cu 21 supra 6, da, minus 1 supra 3. 1 supra 3. Înmulțit cu, paranteză rotundă, 4x minus 10. 4x minus 10. 10. Da. Te facem același numită. Da, trebuie să facem înmulțirile. Asta e, nu mai pierdem timp. Categoric, asta e urgența. Deci echivalent cu 5x. Minus 6 supra 3. Da. Minus. Da. 4x minus 7 pe 2. Da. Egal cu 21 supra 6. Da. Minus 4x minus 10 pe 3. Aici 21 pe 6, dacă am șansă să văd că se poate simplifica, nu mai copii încă o dată. Dacă totdeauna... minus cu minus, rămâne minus sau plus. Unde? Când înmulțiți, nu aveți 1 pe 2 ori 4 pe x, înseamnă 4x. Am rămas minus 1, minusul ăsta, a rămas minus 1 aici. A, deci nu mai schimbați acolo. Nu, nu schimbă, n-a operat. Așa, bun, pun întrebare că facem un bine tuturor. Da, da? Mai aleasă, corect. Deci în clipa asta, eu n-am operat minusul ăsta, nu știu, mai 1 am mulțumit. Dacă era 5, mulțumim cu 5 pe față. Și minusul ăsta va veni vremea când el își va acționa. Da? Când va veni vremea acolo. Deci, așa, dacă operez, trebuie să pun plus. Da. Las așa, pentru că în condiția asta ar fi fost minusul aici, mă, da, era de aici le-a scris. Bun. 21 pe 6 nu-mi place să scriu așa. 7 pe 2. 7 pe 2. Așa. Perfect. Deci tot ce se poate face între timp, dacă mai fac și simplificări, de 7 pe 2 minus? Minus 4x minus 10 supra 3. Așa. Totul pe 3. Echivalent. Păi pe primul mulțim, la 6 e numitor comun, prima cu 2. Așa. A doua cu 3. Da. A
A treia cu 3. Da. Și ultimul cu 2. Da. Echivalent, te rog. 10x minus 12 minus 12x minus 21. Minus 21. Sigur? Plus 21. Așa, pe ea... Am cum o să fie. Foarte tare. Să fie atent, pentru că tocmai am discutat mai devreme și am insistat că minusul acum va opera la etapa asta. Plus 21, egal cu... 21 minus 8x plus 20. Așa. Plus 20. 21 cu 21, ca să mai pierdem timpul. Da. Și minus 2x. Minus 2x. Minus 12. Plus 8x. Hai să-l aduce și pe ăsta aici. Plus 8x. Egal cu... direct. Cu 2. Nu. De ce cu 2? Ai 20. Am adunat 32. Și plus 12 și 32. Și... echivalent. 4i... Nu, 6x. 6x egal cu 32. X egal cu 32 spre 6. 32 spre 6. Acum, mai simplificăm printr-un 2. Da. 8. 8. 6. 8, 16. Da. Supra 3. 16 pe 3. Acesta este X-ul, da? Foarte greșit. 4 ori X minus 2. 4. X minus 2. Închideți paranteza. Așa. Da, plus linie de fracție 3x plus 7 supra 2 egal, fără linie de fracție acum, 5 ori x plus 3. 5 ori x, x plus 3, 3 paranteză. Minus linie de fracție. Așa ziceți, 5 mulțit cu paranteza. A, bun. Da. Minus linie de fracție x minus 5 supra 2. Da. Da. Reacționează? 4x minus 8. Fă-ți planul de lucru. Păi s-a dus la 2. Deci numitorul care ar fi peste 2. 2. Și atunci hai să-l și am zis 2 aici, nu? Tu, mă. Da. Și aici cu 2. 8x minus 8. Aici cu 2. 2. Da? Și bine. Echivalentul. 8x. 8x. Minus 16. Așa. Plus 3x. Da. Plus 7. Da. Egal cu 40x. A? De ce 40? Păi, nu, 8x. Egal cu? 10x. 10x. Plus... 10x plus 30. Da. Minus x minus 5. Minus x? Plus 5. Plus 5. Minus, minus. Hai, vezi. N-am văzut de acum, ești... cum să spun? Exact, asta. Trebuie să spunem ceva. Da. O, cum să spun, o pedeapsă, ca să bun, înțelegi bine. La revedere, nu mai repetăm. Da. Așa, și echivalent? 5x. De ce 5x? Am 8x minus 16. Da. Plus 3x. Așa. Vine 8x. Da. Minus plus 3x. Dar ce cauți tu cu minusul ăsta? Că minusul ăsta e un 16, dragă. Da, pe minus plus x. Păi, la 3x mă duc acolo, că ei sunt termeni asemenea. Ce treabă au? Asemenea sunt termeni, acei termeni care au aceeași litere. Încă nu ți-e clar cu termeni asemenea. Deci termeni asemenea sunt acei care conțin aceeași litere la aceeași putere. Minus 16 are treabă, e termen liber, n-are niciun x. Eu mă duc pe termenii în x acum. Deci 8 și cu 3? 11. 11 x. Plus minus 9. Deci minus 9, da? Ce da. Plus minus? Ei, frâși cu calculul și ți-o dat minus? Egal cu... 9 egal cu? 9 x. Da. Plus 35. Da. Echivalent cu?
scad minus 9 și adun 9. Da. Adică vine 2x. 2x. Egal cu 35 plus 9, 44. 44. X egal cu? 11. 11. Da? Deci, din nou am fost acolo iar și moment din atenție. Deci termeni asemenea, să ne clarificăm ce înseamnă termeni asemenea. Aceeași, au aceeași, aceleași litere, aceeași putere. Hai să facem un sură de după de-a pic, niște termeni asemenea, că nu, nu mi-e clar aici. Iată, dragule, dacă am să zic așa, să facem calculul. Minus 3 pe lângă minus 7x y, minus 3x, minus 7x y, plus 4x minus 1, plus 5x pătrat y, minus 12x pătrat y, egal cu 25x plus 4x pătrat y minus 29xy. Să reducem termenul asemenea acest din egalitatea asta. Hai să spun minus aici, e o expresie. Y de x și y egal cu, să lucrăm, egal cu. O finalizăm. Deci expresia asta egal mai departe cu dedesubt. Minus 21 nu e plus 21 x. Hotărâi trebuie să fie, nu bășbâim. X la a doua x. Ce scriu? Plus 21. Plus 21. Deci 21 x fiind la început, 21 x pătrat y. Plus. Plus. Minus 12 x. Păi ce fac? Plus sau minus? Minus. Ai zis plus, eu am zis plus, plus. Păi da, dar următorul termen e cu minus. Adică 4, că e minus 3, ori 4. Minus 3 în față. Păi, stabilește semnul. Minus 3, minus cu plus la înmulțirii. Minus. Minus. Deci este minus. L-am pus. Minus 3. De ce 3? Minus 3. Că e minus 1 ori minus 3. Dar n-am terminat aici. Minus 3x ori plus 4x. Mi-am spus minus 12x la a doua. Minus 12x la a doua. Așa. Mai departe. Minus plus 3x. Plus 3x. Plus 5x pătrat y. Minus 12x la a doua y. La a doua. Am plecat la una, la a doua, minus. Exact. Nu, nu, minus am zis în pătrat. Minus 25x plus 4x pătrat y minus 29xy. Egal. Hai să reducem termenii asemenea. Deci, x la a doua y. Îi căutăm. Îi căutăm. Și mai aveam aici o dată. Unde mai avem x la a doua y? Următor. Aici nu, numai x la a doua este. La următor, adică 5x. Aha, așa. Aici încă un, nu? 12, nu, 4xy. Aha, 4x. Așa, astea sunt asemenea. Cât îți rezultă? Acum, pur și simplu facem calculul la numere. 21 cu 5 cu 4. 21 plus 21 cu 5. Cu 5. Face 21. 26. Și cu 4? 30. 30.